Hai, friend, stop! Mamă, unde mă duce ăsta, frate, pe cetune? Ușor! Astăzi este a doua zi și mergem în deșert. O să murim de cald astăzi, dar avem o grămadă de chestii de făcut. Safari seara, o să stăm acolo, avem o grămadă de activități și am și o surpriză pentru Ioana în deșert. O să vedeți mai multe pe vlog. Am lăsat-o pe Ioana să se ducă în față și surpriza este că mergem cu Bagiu și abia aștept să-i văd reacția, pentru că din să cred că o să-i fie destul de frică, abia aștept să-i văd reacția. Hai să mergem acum la Miracle Garden, cea mai mare grădină naturală de flori din lume. Deci aici e totul la superlativ. Un minut am mers de la cazarea noastră și deja am ajuns. Miracle Garden are 3 recorduri mondiale, printre care și următorul, cel mai mare avion înflorit, cum ar veni, nu știu exact cum să vă descriu, dar e plin de flori. Cam așa arată. Foarte frumos. Și uite toată asta de inimioare. Toată arcada asta. Mamă. Ba da, eu mereu am ochelarii pe cap. Ar fi bine să ți-i pui dacă vrei. Niciodată nu-i pun la ochi și stau așa. Ia uite și cel mai mare ursuleț din flori. Ah, lor, pinguini avem aici. Uite și aici. Așa aici, pinguini. E foarte cald și este ora 11. Bă, mă întrebare cum e la ei vara. Noi când filmăm vlogurile astea, în România este mare viscol cu nisoare cam în toată țara. E așa de ciudat. Nu-mi doream la nisoare deloc. Da, zi, mai bine mor de cald decât la nisoare? Da, da. E bine să simt oamenii. Sunt foarte simpatici. După ce am terminat cu grădina și acum mâncăm frumos, poftă bună, eu zic ce eu acolo. Ne-am luat supă cu tăiței și pui și ne-am mai luat o ruladă cu carne și legume. Mergem în deșert! Am mâncat, suntem ready to go. Trebuie doar să găsim ăla care ne duce pe noi. Aude-l pe domnul nostru cu cine e. Andrei? Jamil. Eu n-am fost în viața mea în așa mașină. Nici eu n-am fost în așa mașină. It's 4x4, right? Ideea este că tu încă nu știi surpriza și din câte am observat, nici taică meu nu prea știe exact ce o să facem în deșert, dar... Eu cred că mă vis pe Camile, eu ți-am zis. Nu știu dacă o să fie încântată sau speriată. O să vedem. Mi-e rău. La asta, mamă, tot scârță de asta? Ne dăm cu un de-asta. Aolo! Habibi, ești gata? Da! Mamă! Hai să începem, nebunie! Merge după ăla? Da, merge după ăsta! Bă, dar ăsta merge repede rău! Da, pe bune, e de repede! Asta e nebunie! Mamă, 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 mamă! Hai, hai! Acolo chiar era să ne ducem, original! Aolo, uite în față! Mamă, dar unde ne duce asta, frate? Uite unde suntem! Uitați-vă unde am ajuns! Ia, ia! Mamă, ține-te! Mă dar mâinile, fraților! Nu mai pot! Ia că cred că am ajuns unde trebuie. Mamă! Am ajuns și noi undeva la deșert. Hai că am ajuns! Asta ne mai duce! Mie-mi place, nu-mi problemă! Haide, bă, suflete! Mamă, unde mă duce ăsta, frate, mă cetune? Ați liniștit că v-am salvat? Ăsta cred că vrea să mă răstorn. Deci era să mă răstorn la faza asta. Unde e? Mă... unde e el? Păi n-am cum să mă cațăr pe acolo, frate. Adică chiar n-aveam cum. Uitați-vă și... Ia zic, cum e surpriza? E, de nota 10, mă așteptam să fie rău, dar e bine. Nu uitați de subscribe și like. Vă pup! How it was? Good? Yeah. Vreau să vă spun că ceva mai frumos n-am văzut în viața mea și n-am experimentat în viața mea. Deci, Andrei România, mulțumesc. Chiar a fost foarte, foarte frumos. Bă, dar era pe bune. La o fază era să ne ducem nașpa rău de tot. Bine că m-am redresat eu la dreapta, că dacă mă duceam după bine, domnul, eram duș pe bine bune. Bine că știi, Andrei, să conducă. Hai, tura 2. Începem. E și mai roller în dreapta. Yes. Cea mai mișto chestie ever. Bă, n-ai cum. Mă bucur că ți-a plăcut, bate palma. Mamă, ce mai tare chestie.
Andrei, ăsta da cadou. Deci ăsta a fost frumos, da? Da. Un buggy de 4 locuri, cel mai mare, cel mai puternic și cel mai scump, că așa a luat al meu, a venit. Da, stați, hai să vă explic și care e treaba. Da, ăsta era cred că 1600 de dirham, 1500 de dirham, dacă vii aici direct și-l iei. Noi, pentru că am făcut printr-un PES, n-am plătit practic nimic, am plătit pentru PES-ul la o activitate, care activitatea aia medie, hai să zicem că e vreo 300 de lei, știi, adică. A. Adică a fost foarte ieftin. Față de cât ar fi costat aici. Altfel sau... era aproape de 2000 de lei. Deci am păcălit foarte bine preț, zic eu. Și distracția mea se termină aici pentru că abia am început seara aici în safari. Deci acum urmează să ne dea cu 4x4-le. După ce ne-am dat cu bagiu, acum ne dăm cu 4x4 cu prietenul nostru. Mamă, uite cum ne bagă domnul. Băiatul meu. Hai că... Unde ne bagă? Deci nu știu cum se va vedea. Deci am zis că cu ăla a fost mai rău decât ăsta. Cu asta e greu să te răstori și de-aia ea face asta așa, mamă. Știi că ne ziceam că mi-e foame, nu mai e foame, că îmi face mâncarea aia în burtă. Nu mai ți-e foame, mă? Îmi face mâncarea aia în burtă. Mamă! Mamă, Habibi, ce ai făcut? Aoleu. Am zis mai bine sar decât să cad în cap. Apusul în deșert. Se zbărăște pielea pe mine. Ba, acum pot să simt că sunt în Dubai ca lumea. Mergem la triburi de-alea, nu? Da, sau o să mergem acum într-un camp și o să fie foarte frumos acolo, cu show, cu tot ce trebuie. Mamă, face ciorbă cu noi! Face ciorbă cu noi omul ăsta! E distrează! Am ajuns în camp aici. Cum e? Foarte mișto. Muzica cu copyright, sperăm să nu ne luăm prea repede. Ne-au dat și de mâncare, all good, și de oaie, și de pui, tot ce trebuie. Poftă bună. Vezi cum îi face focul ăla în față? Da. Bă, băiatule! Bă! Ți-am zis? Mamă, frate, mă lovește! Mamă, băi, a scris asta! Să nu scape o dea în mine! Vrei cu Camila? Nu vreau, nu vreau cu Camila, vreau doar să o ating! Păi cum poți să atingi? Wow! Wow, se uită cu coada ochiului la mine. Mamă, am pus pe Camila. Okay. Oh! Oh my god. Oh, 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 oh my god. Oh, 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 oh my god. Hai, hai. Okay. Andrei, vreau jos în momentul ăsta că nu-mi place. Nu, nu, e ceva rău, nu-mi place. Nu-mi place, nu-mi place. Tu mai cu Camila. Da, nu, e ceva rău, pentru că face urât. Ne duce în deșert acum Camila. Dacă dă Camila asta cu mine de pământ, ăla am fost. A fost o experiență super mișto, cam așa arată locul unde am avut această seară. Cam asta a fost aventura noastră în safari. Am mâncat foarte bine, chiar a fost o experiență super mișto. Abia aștept să vă arăt următoarea zi, unde o să mergem la cel mai mare parc acvatic din lume. Rechini, rechini, rechini. Bă, băiatule! Așa că o să fie mare nebunie, o grămadă de slide-uri, o grămadă de tobogane, o să fie mare nebunie.